Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Fraților, este un videoclip mai trist. Avem și noi achiziții, dar e un videoclip mai trist pentru că Ghedița, pe care o știți, Murcianca, n-a fătat bine, adică a fătat, dar ea nu a lăsat lapte și eu nu am știut că o să fete. Și a fătat seara, n-am putut să am grijă de iez. Un ied a murit, un țap, a rămas Ghedița. O să vă aveți acum poză pe comunitate, intrați acum pe comunitate și o să vedeți acolo și iedul care a murit. Mai am o problemă cu Ghedița pentru că ea n-are lapte, n-are lapte deloc. Și am mai cumpărat aici două căprițe pentru lapte, să aibă Ghedița la lapte. Hai, dă-te la urpate. Ia, îi vioaie, mănâncă, dar lapte nu și-a lăsat deloc. Trag în continuu de țâțărei ca să poată să lase lapte. Aici mai avem o căpriță. Nu se vede chiar așa de bine. Dar se o gerare. Prima fătare. Acum. A fătat. Dă-te mă la loc, o stibata asta. Dă-te acolo. Mai de capul meu, că sare cu tot cu iezile. Cred că o dizleg. Dați, aici avem două ediții albe. Îs din țap Sanen, curat. Am văzut țapuri și ele se trag din țap Sanen. Mai avem una. Dați care suge acum. Asta albă are doar unul. Are, adică o ediță. Și asta neagră, prima fătare de 11 luni sau aproape un an, 12 luni, are 2. O să le fac deparazitarea. O să le fac. Are un păr frumos pe ea, catifelat. Căprița e mâncăcioasă, capele mănâncă destul de bine. Și asta îi vioaie, dar încă nu are lapte. Și asta mă neliniștește. Oricum, o să o țin, să vedem ce se va întâmpla cu ea, care mă poate ajuta. De ce nu are lapte? Acum să închid asta, carabina asta, să nu o pierd. Căprița, după cum puteți vedea, mănâncă și aia, mănâncă, dar acum e un pic. M-a văzut pe mine și de asta. Deci asta o susțin la 100%, pentru că e și la, e bun de la, bună de lapte. Edițiile la fel o să le țin. O să termin grajdul și o să le bag acolo. Da, cam asta e toată chestia ce s-a întâmplat. Noi le vedem clipul următor ca să pot să mai fac câte ceva pe aici pe la ele. Și ne auzim în clipul următor. Pa, pa!